pe când eram adolescent, îmi puneam întrebarea asta. Poate cei care se uitau la mine nu dădeau 2 lei pe mine, dar îmi puneam întrebarea asta. Pentru ce există Pământ? Care e scopul meu? Și această întrebare este pusă de Dumnezeu în ființele noastre. După ce suntem născuți din nou, Dumnezeu ne dă o direcție, ne dă un scop. Ne cheamă la ceva. Și în seara aceasta aș dori să răspund la 3 întrebări legate de această responsabilitate a proclamării. A proclamării excelențelor, frumuseților, virtuților lui Dumnezeu. În primul rând, cine suntem noi? În al doilea rând, ce facem noi? Și în al treilea rând, cum am ajuns în felul acesta? Cine suntem, ce facem și cum am ajuns așa? În primul rând, cine suntem noi? Cine suntem noi? Versetul 9 spune cine suntem noi. Ca să-ți înțelegi scopul, trebuie să înțelegi cine ești. Ca să înțelegi cine ești tu. Ca să știi ce trebuie să faci, în primul rând trebuie să înțelegi cine ești. Cine suntem noi? Și Petru aici descrie identitatea noastră în termeni comunitari. Nu în termeni individualiști, da? În termeni personali. Eu sunt unul. Ci toată descrierea lui are de-a face cu nuanțe comunitare, eclesiale. El zice o seminție. Seminția nu e unul singur. O preoție. Preoția nu e unul singur. Sunt mai mulți preoți, da? Un neam. Neamul nu e unul singur. Nu sunt eu neamul. Da? Un popor. Poporul nu e unul singur. Toate cuvintele acestea arată niște nuanțe comunitare ale identității noastre. Noi obișnuim să vorbim despre o relație personală cu Dumnezeu. Foarte bine, foarte frumos. Că suntem, eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt înfiat de Dumnezeu, eu sunt ales de Dumnezeu, eu sunt mântuit de Dumnezeu, eu sunt iertat de Dumnezeu, eu sunt eliberat de Dumnezeu. Totul este în termen personal, individual. Mântuirea, spunem noi, este... Dar este greșit dacă rămânem aici. Mântuirea este personală. Nu intrăm la grămadă. La mântuire. Mântuirea este personală, dar este greșit să rămânem aici. Noi suntem mântuiți ca să facem parte dintr-o comunitate, dintr-o eclesie, dintr-o comunitate de oameni chemați din lume ca să trăiască cum vrea Dumnezeu, ca să facă lucrările lui Dumnezeu. Așadar, identitatea noastră are un aspect personal în relația noastră cu Dumnezeu, dar are și un aspect public, comunitar. Și din nefericire, acest aspect comunitar fie a fost abuzat în religiile tradiționale, în sensul în care, să spunem, dacă nu faci parte din biserică, ești pierdut, nu ești mântuit. Se confundă biserica cu mântuirea. Nu ești în biserică, nu ești mântuit. Fie a fost abuzat în felul acesta, fie a fost abuzat în altfel, noi printr-o efectul ăsta de pendul ca și contrareacția asta, nu, mântuirea personală, n-are treabă biserica cu mântuirea mea, și am distrus într-un fel din identitatea creștinismului aspectul acesta comunitar care este foarte, foarte important. Dar spune că este crucial pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne uităm la 6 aspecte care compun identitatea noastră de societate spirituală, de comunitate spirituală, de popor al lui Dumnezeu. În primul rând, el zice așa. Voi sunteți o seminție. Sunteți o rasă, sunteți un gen specific de oameni. Noi oamenii avem boala asta, problema asta, pe care o observăm de-a lungul istoriei manifestată în fel și chip, prin care boala asta care se manifestă printr-un accent prostesc, obsesiv, pus asupra unei rase. Noi suntem albi, ei sunt negri. Noi albi suntem mai deștepți decât ăștia negri. Ăștia nu sunt oameni. Da? Noi nemții suntem superiori tuturor celorlalte rase, da? Noi românii ne tragem de nu știu unde și suntem special datorită faptului că suntem români. Noi evrei suntem special pentru că suntem evrei. Dom'le, pentru simplu fapt că suntem evrei. Din ceea ce înțelegem în Sfânta Scriptură, sunt doar 2 rase care contează. O rasă care a ieșit din primul Adam și a doua rasă care a ieșit din al doilea Adam. O rasă care vine pe linia lui Cain și o rasă care a venit pe linia lui Abel și celălalt fiu pe care l-a dat Dumnezeu în locul lui Abel, da? Sunt doar 2 rase. Rasa despre care vorbește Scriptura aici, o rasă spirituală, nu fizică, o rasă care nu se diferențiază prin culoare, ci se diferențiază prin transformarea lăuntrică spirituală, această seminție, această rasă vine din Domnul Iisus Hristos. În Romani, capitolul 5, vedeți aceste 2 rase puse față în față. Rasa care vine din primul Adam și rasa care vine din al doilea Adam.
aia care vine din primul Adam poartă păcatele lui Adam și felul de șer de viețuire pe care îl moștenim fiecare dintre noi de la părinții noștri. Și a doua rasă poartă ADN-ul spiritual al Domnului Iisus Hristos. Da? În primul rând, noi suntem o seminție, suntem seminția Domnului nostru Iisus Hristos. Și ăsta e lucru care contează cel mai mult. În al doilea rând, spune Scriptura, nu doar suntem o seminție, avem parte de o selecție. Că zice că suntem o seminție aleasă. Termenul acesta mai este folosit în pasajul pe care noi l-am citit de la versetul 1 la versetul 8, de două ori, în versetul 4 și în versetul 6. Spune, apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă. Păi în ce fel a fost Domnul Iisus Hristos ales? A fost selectat într-un mod unic ca să fie căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre. Singurul de felul acesta. N-a mai fost altul ca el, corect? Seminția aceasta aleasă este singurul de acest fel. Nu sunt mai multe seminții alese, una singură. Și în această seminție, aici nu vorbește Scriptura despre o alegere particulară, ci despre o alegere comunitară a noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Este o selecție pe care o face Dumnezeu. În versetul 6, tot despre Domnul Iisus Hristos, se citează din Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă. Acum, alegerea asta, sau cum o numesc unii, predestinarea asta a Domnului Iisus Hristos și a noastră ca popor al lui Dumnezeu, nu trebuie să fie, noi trebuie să scoatem din sufletul nostru, din mintea noastră, dintre noi ideea asta. Nu trebuie să fie un subiect de dezbatere, de contradicție, de cârtire, ci trebuie să fie un subiect de închinare, un subiect care trebuie să ne ducă la bucurie, la încredere, la tărie, un subiect care trebuie să ne ducă la o închinare din asta care explodează din inimile noastre. Dom'le, suntem aleși de Dumnezeu. Aleluia, slavă Domnului. Asta trebuie să fie reacția. O reacție de închinare. Amin. Amin. Merită să spunem multe aminuri la treaba asta, da? Ăsta este scopul. Ăsta este scopul. Să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Lucrul ăsta să-ți dea o siguranță în trăirea ta de fiecare zi, să-ți dea o tărie în trăirea pe pământul acesta în care lucrurile sunt foarte nesigure. Să știi, Dom'le, eu fac parte dintr-o seminție aleasă. Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu nepții, cu românii, cu americanii. Eu știu că fac parte dintr-o seminție care e selectată și aleasă de Dumnezeu. Și asta e cel mai important lucru. Suntem o seminție, avem parte de o selecție, avem parte și de o stăpânire. Spune Scriptura aici că suntem o preoție împărătească. Împărătească. Suntem o preoție împărătească. Avem în ADN-ul nostru spiritual această capacitate de la Dumnezeu de a stăpâni din punct de vedere spiritual. Noi nu stăpânim pe mântul din punct de vedere fizic, decât foarte puțin. Dar avem responsabilitatea de a lărgi monarhia lui Dumnezeu. Responsabilitatea aceasta de a lărgi împărăția lui Dumnezeu. De a exprima stăpânirea lui Dumnezeu în felul acesta, din punct de vedere spiritual. Apoi spune nu doar că este stăpânirea asta, că este și o slujire. Că vorbește aici despre o preoție împărătească. Și apropo despre stăpânirea aceasta, când ești parte dintr-o familie de împărat, există o demnitate aparte care ți se dă, nu? Nu doar că ai putere de stăpânire asupra unor lucruri pentru că tata e împărat, ci există și o demnitate, da? Ai sânge royal în tine, regal. Regal. Lucrul acesta trebuie să mă facă să mă port cu demnitate. Eu nu-s nimeni în drum, domnule, pe pământul ăsta. Și dacă nu dă președintele, primarul, lumea, bogătanii, oamenii care conduc lumea aceasta pământească, dacă nu dau doi bani pe mine, lucrul acesta nu face nicio diferență. Eu sunt fiu de împărat. Eu sunt dintr-o preoție împărătească. În sângele meu, spiritual vorbind, curge sânge de Hristos, de Dumnezeu, din punct de vedere spiritual vorbind. Eu nu sunt nimeni în drum. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu sunt copilul stăpânului Universului. Eu nu sunt nimeni. Și cu atitudinea asta plec afară din casă. Lucrul acesta reglementează felul în care eu trăiesc pe pământ, cu o demnitate, domnule. Dar eu sunt fiu de rege, eu nu o să mă port oricum. Dacă am fost cerșetorul, vagabondul lumea astea și Dumnezeu m-a scos din gunoi și din mizerie, eu nu o să mă întorc înapoi acolo, domnule. Eu o să fiu împăratului și o să mă porc cu demnitate ca un fiu de împărat. Neînțelegând identitatea aceasta, de ce Petru pune atât de mare accent pe identitatea noastră? Pentru că identitatea determină felul în care vei trăi în lume. Dacă te crezi un nimeni în drum și dacă îl crezi pe Satana care te minte că ești nimeni, așa este, te porți ca un nimeni. Deși Dumnezeu a plătit pe Domnul Iisus Hristos cu sânge ca tu să fii recuperat și restaurat.
Și baie jos, baie sus, baie jos, baie jos. Crezi ba pe satana, duminică îl crezi pe Dumnezeu. În restul săptămânii crezi iară pe satana. Nu merge așa. Identitatea noastră nu e schimbătoare. Este fixă în Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu în planul Lui. Suntem preoți. Suntem preoți. Dimineața n-am dezvoltat lucrul acesta, dar vreau să-l amintesc acum aici. Zice că preoții ăștia aduc jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce jerfe duhovnicești? Am uitat la termenul acesta, jerfe cum apare în Noul Testament și aș vrea să vă detaliez foarte puțin. Zice că suntem o preoție. Suntem slujitori, nu consumatori. Da? Nu consumatori. Adunările sunt pline de consumatori. Nu suntem consumatori. Suntem slujitori. Suntem slujitori. Evrei, capitolul 13, spune așa, cu 15 și 16. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu, cine să aduce? Cine să aducă? Prin el să aducem noi. Dar și împreună. Amin. Știți ce vreau să zic? Totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Rodul buzelor, crezi că îl interesează pe Dumnezeu că falsezi? Nu contează lucrul ăsta, deci chiar nu contează. Dumnezeu nicăieri în Biblie nu ne cere o închinare estetică, profesionistă. Înțelegeți? Dumnezeu nu ne cere să inventăm trupe din asta de fraudă și întinare care să ne facă să ne simțim prost că nu știm să cântăm așa de bine ca ei. Nu ne cere Dumnezeu asta în Biblie. Dumnezeu să uită, auziți, să ne închinăm, să aducem o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Dumnezeu primește închinarea noastră așa cum este și o iubește mai mult decât ar iubi Dumnezeu închinarea unor profesioniști care ne fac să ne simțim afoni și incapabili să cântăm. Bă, tac din gură, că dacă mă aud ăștia, cânt ca un măgar. Mai bine nu deschide gura. Zice, ce cu asta? Bă, tace-lea, că mai ce zic, mă poluez fonic. Da? Asta este închinarea pe care o cere Dumnezeu corporativ de la fiecare dintre noi. Și apropo de închinare, versetul 28 din capitolul 12 spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu... Da? Cum sunt multe adunări. Facem o horă, Doamne, trebuie să ne simțim bine o leacă în casa Domnului. Nu? Bă, o leacă, da? Auzi ce spune? O închinare plăcută cu evlavie și cu... Frică? Ce treabă are frica? Nu știi, în liber, în Hristos, frate! Tu ești îngust, tu ești înapoiat, tu ești rămas în urmă. Tu vrei să ne întorci iar la închinarea aia tradițională? Aoleu, frate! O închinare cu evlavie și cu frică. Nu ce să mă simt bine? Spune să vin cu evlavie și cu frică. De ce? Căci Dumnezeul nostru este dragoste, dragoste, dragoste. Că Dumnezeul nostru este milos, 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 care ne-a făcut liberi în Hristos și să facem ce vrem noi în adunare. Că Dumnezeul nostru este îndurător. Las că Dumnezeu vă înțelege că vreți să vă bucurați și voi puțin. Erezia 2 cu 5. Nu, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc. Opa, cum spune unul creștin din nou legământ că Dumnezeu e un foc mistuitor? Știți cum scrie pe majoritatea frontispiciurilor și pereților de la biserică? Dumnezeu este un foc mistuitor. Știți cum scrie, nu? Nu știți? Nici eu. Dumnezeu este? Normal, dacă scrie Dumnezeu este un foc mistuitor, nu prea vine să voci. Să aduce aminte de Nadab, de Abihu, de un foc al lui Dumnezeu coborât din cer? Cum pământul se deschide, mai înghite pe unul, pe altul. Nu îți vine să dănțuiești în prezența Domnului, da? Când Dor și David o dansa, da? S-au bucurat acolo tare mult. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Jertfa buzelor noastre, laudele buzilor noastre. Roman capitolul 12, alt tip de jertfă pe care îl cere Dumnezeu de la preoția asta. Că noi nu mai sacrificăm acum animale, da? Jertfa buzelor noastre, o închinare cu evlavie și frică că Dumnezeul nostru este și dragoste, dar și un foc mistuitor. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ce să aducem? Trupurile ca o jertfă. Să-mi pun trupul meu, să-mi pun ochii mei, să-mi pun capul meu, să-mi pun mâinile mele, să-mi pun picioarele mele, nu doar duminica la adunare, ci în fiecare zi să le pun în slujba lui Dumnezeu. Să fac numai ce vrea Dumnezeu, să vorbesc numai ce vrea Dumnezeu, să ascult numai ce vrea Dumnezeu. Trupul meu, să zice, să fie o jertfă vie. Urechile astea-s vii. Frate, urechile mele nu-s tomberon de gunoi. Te rog frumos, du-te și deșartă unde vrei tu gunoaiele alea. Eu nu o să le ascult, știi ce? Frate, nu mă ispiti. Gura mea nu vreau să o pun nici în slujba satanei, nici a lumii și nici a firii.
ci vreau să fie o jertfă duhovnicească. Limba mea să fie azi în slujba Domnului ca o jertfă duhovnicească. Niște lucruri foarte practice. Puneți trupul în slujba Domnului. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Fraților, am și eu o slujire în seara asta. Ce ai zis să ai tu o slujire? Ce ai zice să ai o slujire în fiecare zi din săptămână? Ce ai zice să ai o slujire nu numai 5 minute la adunare cu gura, să ai o slujire în toată săptămâna cu gura ta? Ce ai zice de treaba asta? Aia mai greu asta. Așa ți-ai făcut numărul? Ți-ai făcut numărul, am cântat, am spus, mi-a făcut, nu e niciun fel de problemă. Auziți? Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu te aplaudă nimeni, nu te laudă nimeni, nu te remarcă nimeni, nu te scrie nimeni. Asta e. Dar te vede Dumnezeu și ăsta e cel mai important lucru. Aceasta este o slujbă duhovnicească. Filipeni 2:17 ne prezintă, sunt puține pasaje care folosesc termenii aceștia, să știți. Filipeni 2:17 ne prezintă un alt tip de slujbă. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, peste jertfa și slujba credinței voastre eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Adică să fie jertfit definitiv. Cine vrea? Vreau să aduc și eu o jertfă înaintea Domnului. Ia du-te tu și du o jertfă înaintea lumii, ieși afară din tabără să suferi pentru Domnul Iisus Hristos. Ce zice de jertfa asta? Jertfe din astea mănăstiri, unii suntem numai noi de noi, putem să aducem toți. Jertfe din astea. Ce zice să câți din ăștia care vor să se bucure pentru jertfa? Am suferit pentru numele lui Hristos. Slavă Domnului, asta e o jertfă care o merită Dumnezeu. O să-mi deschid gura, o să vorbesc despre Hristos, chiar dacă sufăr. E o jertfă care o merită Dumnezeu. Aleluia, amin. Nu te vede, nu te remarcă nimeni, nu te laudă nimeni. Filipeni, ultimul text care arată slujirea, ce slujire duhovnicească fac pocăiții adevărați. Filipeni 4:18. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Nu ideea de a-i da unui om neapărat, ci ideea de a jertfi din finanțele tale pentru Dumnezeu. Ce zici să faci o jertfă din asta? Acum jertfe din asta de un leu poate să facă toți. Da? Cui plac jertfele astea? Nu jertfe finanțe. Domnule, totul până ajungem la... Hai cu un leu, doi lei mai discuți, dacă intri la valută... Deja treburile s-au complicat. Asta jertfe, zice Scriptura, jertfe bine primite și plăcute lui Dumnezeu. Un miros de bună mireasmă, zice, lui Dumnezeu îi place. Ce ai făcut? Nu că îi plac lui Dumnezeu. Nu îi place lui Dumnezeu mirosul banilor. Da? Ci că îi place jertfa pe care au făcut-o oamenii aceștia. Suntem o preoție, adică oameni care slujim. Oameni care slujim. Apoi spune că suntem un neam sfânt. Asta este identitatea noastră. Nu spune că ar trebui să devenim sfinți, ci spune că suntem un neam sfânt. Însă termenul acesta sfânt are două conotații în Sfânta Scriptură. Are ideea aceasta de a fi pus deoparte, de a fi special. Erau vase sfinte la templu. Nu erau sfinte din punct de vedere spiritual sau moral. Erau sfinte în sensul că erau puse deoparte. Erau speciale. Și asta înseamnă că și tu, ca pocăit, ești special. Ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu poți fi folosit pentru lucrurile întunericului sau lumii acestea. Nu poți vorbi oricum, nu poți trăi oricum. De ce? Că ești pus deoparte de Dumnezeu. Ești separat. Ești special. Ești unic. Nici măcar tu pe tine însuți n-ai voie să te iei ca pe ceva de apucat. Sunt și eu un om din lumea asta. Ba nu ești un om din lumea aceasta. Ești pus deoparte de Dumnezeu. Eu n-am valoare, Doamne. Nu. Bă, n-ai valoare. Dumnezeu a pus valoare în tine. Că așa a vrut El. Dumnezeu te-a valorificat că așa a vrut El. Te-a pus deoparte, te-a separat, te-a făcut unic, te-a făcut special. Dar mai există un sens al acestui termen sfânt. Există sensul acesta de neprihănit. De neprihănit. Însă acest sens are alte două sensuri. Există o neprihănire atribuită nouă. Când Biblia vorbește despre faptul că am fost socotiți neprihăniți. Nu că noi n-am făcut niciodată niciun păcat, ci că neprihănirea Domnului Iisus Hristos ne-a fost atribuită nouă, da? Din punct de vedere pozițional. Dumnezeu, din punct de vedere pozițional, ne vede ca și sfinți. Ne-a socotit neprihăniți, ne-a îndreptățit, ne-a justificat. Dumnezeu ne vede fără păcat. Nu spune Dumnezeu că n-am făcut niciodată păcat, ci spune că neprihănirea lui Hristos a fost pusă peste viețile noastre și lucrul acesta înseamnă că suntem justificați.
Suntem iertați de toate păcatele. Avem neprihănirea Domnului Iisus. Suntem îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Ne-am îmbrăcat cu Hristos. Dar lucrul acesta a fost subliniat foarte mult la reformă. Da? Justificarea. A fi socotiți neprihăniți prin credință. Există o neprihănire atribuită pozițional, dar există și o neprihănire aplicată practic în viețile noastre. Nu doar ne este atribuită, considerată ca fiind a noastră a lui Hristos, ci ne este și aplicată. Noi nu doar suntem considerați neprihăniți, ci noi devenim neprihăniți. Cum? Devenim neprihăniți când suntem născuți din nou și este renovată toată fața și chipul sufletului nostru după chipul Domnului Iisus Hristos, da? Este înclinată viața noastră către sfințenie. Dorim sfințenia, ne gândim cum să fim sfinți, căutăm în Sfânta Scriptură cum să fim sfinți, suntem înclinați spre sfințenie prin nașterea din nou și suntem înclinați spre sfințenie și prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și suntem făcuți neprihăniți și prin procesul ăsta de sfințire care decurge în fiecare zi, lucrat de Duhul Sfânt în ființele noastre, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin comunitate și prin toate metodele Harului. Deci nu ne putem bucura doar de o neprihănire aplicată nouă, pozițional. Ci trebuie să fim și neprihăniți, să avem această neprihănire aplicată practic în viețile noastre. Este un proces, de acord. Dar trebuie să existe procesul ăsta. Să fie început și să continuă până în ziua gloriei lui Dumnezeu. În al șaselea rând, da, suntem o seminție, suntem selectați, avem această stăpânire spirituală, suntem slujitori, fiindcă suntem preoți, suntem sfinți, dar suntem și supuși. Zice că suntem un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Noi aparținem lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem a noștri. În gura unui pocăit niciodată nu trebuie să fie vorbe de acestea. Eu fac ce vreau eu. Asta vorbește un om care e în împărăția diavolului. El face ce vrea el. Și diavolul se bucură. Diavolul cu eu fac o echipă genială. Din punctul lor de vedere, da? Noi se zice aici că am fost câștigați ca să fim ai Lui, aparținem lui Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu, este frumos să avem sentimentul acesta de apartenență la poporul lui Dumnezeu, dar asta automat duce la faptul că suntem supuși lui Dumnezeu. Aceasta este identitatea noastră. Și fiindcă asta este identitatea noastră, a doua întrebare este aceasta. Nu doar cine suntem, ci ce facem noi? Care-i scopul nostru? Și ce suntem în felul acesta? Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Care-i scopul nostru pe pământ? Care-i scopul nostru pe pământ? Păi zice că scopul nostru pe pământ este să vestim. Nu poți vesti ceva ce tu n-ai experimentat, ce tu n-ai văzut. Dar mai înainte am vorbit despre niște oameni care au gustat și au văzut ce bun este Domnul. Întâi vezi, întâi îl guști tu pe Dumnezeu și după ce ai gustat, tu spui, mă, știu că în locul ăla poți să-l găsești o mâncare bună. Vreau să spun ceva despre Dumnezeu pentru că eu l-am gustat. Dacă niciodată nu l-am gustat pe Dumnezeu și am văzut că e bun, niciodată nu o să spun la altul. Niciodată nu o să spun la altul. Dar dacă am gustat, dacă am văzut puterea lui Dumnezeu, excelențele lui Dumnezeu, virtuțile lui Dumnezeu, atunci voi vorbi și voi spune lucrul acesta și altora. Deci care e scopul alegerii noastre? Vedeți, noi nu ne putem mulțumi. Suntem o seminție aleasă. Suntem o preoție împărătească. Suntem un neam sfânt. Suntem un popor pe care l-a câștigat lui Dumnezeu. Suntem aleși de Dumnezeu într-un cuvânt, da? Care e scopul alegerii? Scopul alegerii este să vestim puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Termenul ăsta, puteri, este termenul pe care îl folosește foarte interesant Petru în a doua lui epistolă, capitolul 1, versetul 3 și versetul 5. Este foarte interesant de ce e tradus în felul ăsta. Spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui. Termenul, conotația din, sau nuanța termenului original este aceea de excelență, de virtute, ne-a chemat prin slava și virtuțile lui, excelențele lui, sau versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră și este termenul din versetul 3. Putere. Să uniți cu credința voastră puterea, cu puterea cunoștința. Termenul de aici este termenul de virtute, să vestim puterile lui Dumnezeu sau excelențele lui Dumnezeu sau virtuțile lui Dumnezeu sau frumusețea lui Dumnezeu sau strălucirea lui Dumnezeu. Asta e ideea.
Să vestești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în tine. Să vestești lucrurile pe care tu le-ai descoperit în Dumnezeu când Dumnezeu a lucrat în tine și te-a făcut ceea ce ești astăzi. Câți oameni cunosc și comunică și au gustat și au văzut și apoi predică și spun și altora despre frumusețea lui Dumnezeu. Despre excelențele lui Dumnezeu, despre puterile lui Dumnezeu. Asta este un Dumnezeu despre care poți vorbi. Dacă ar fi un Dumnezeu, dacă ar fi un Dumnezeu slab, care n-ar putea și n-a făcut nimic nici pentru tine, nici pentru alții, într-adevăr, n-ai avea ce să vestești despre El, nu? Dar acesta este un Dumnezeu care și-a demonstrat puterea în acest popor pe care l-a creat și care are identitatea descrisă mai înainte. Și acest Dumnezeu și-a revelat puterile Lui, excelențele Lui, virtuțile Lui. Cunoaștem noi frumusețea acestui Dumnezeu. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Înainte ca să mergem pe înclinația aceasta, pe direcția aceasta de condamnare, de arătare a greșelilor altora, noi trebuie să ne întrebăm dacă cunoaștem atât de mult din frumusețea lui Dumnezeu și să fim așa de îndrăgostiți de ceea ce am văzut în Dumnezeu, încât să nu putem să tăcem și să nu vorbim despre lucrul acesta. Petru vorbește aici despre o responsabilitate noastră față de oamenii din afară. Să vestim puterile celui ce ne-a chemat din întuneric la viață. Dar cu alte cuvinte, noi n-am fost creați de Dumnezeu să ne facem o mănăstire baptistă, în care ne strângem noi unii cu alții, ne rugăm pentru noi, cântăm pentru noi, predicăm pentru noi, ne ducem acasă, trăim pentru noi și ne întoarcem înapoi la mănăstire. Da? Facem, nu suntem călugări care stăm aici permanent, că avem și noi viețile noastre, dar migrăm așa, de acasă la biserică, de acasă la biserică, la lucru, de acasă la biserică, da? Doar în sensul ăsta, doar în sensul ăsta. Și Biblia spune că trebuie să vestim puterile minunate în exterior, să vestim puterile minunate la cei care nu cunosc lucrul acesta. Dar nu suntem nici mănăstiri, nu suntem nici mall-uri în care consumăm. La mall te duci ca să consumi. Poți comenta dacă nu-ți place ceva, poți cere altă mâncare, alt suc, fără gheață, altceva fără mărar, fără sos sau ce sos vrei tu. Poți să-ți prezinți acolo toate sclifoselele tale. Și cineva acolo plătit ca să ți le împlinească, să ți le satisfacă. Nu pentru asta e biserica. Biserica este ca să proclame, să vestească puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Adică eu am văzut puterea lui Dumnezeu în mântuirea mea. Și asta sunt chemat să spun. Eu am văzut frumusețea lui Dumnezeu. I-am văzut desfășurat întreg caracterul lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, despre care vorbește și Petru în capitolul 1. Am văzut lucrul acesta și sunt chemat să spun lucrurile acestea. Într-un mod simplu. Nu să fac teologie complicată cu oameni, teologie sistematică cu oameni pe care ei nu pot înțelege, ci să arăt oamenilor frumusețea lui Dumnezeu. Oamenii nu știu frumusețea, despre frumusețea lui Dumnezeu, să știți. Oamenii nu cunosc lucrul acesta. Și au nevoie să audă de la cineva. De la cine să audă lucrul acesta? De la cine să audă lucrul acesta decât de la noi? Și lucrarea aceasta, vedeți, este cerută de Petru și de Duhul Sfânt, cerută din partea tuturor credincioșilor. Treaba asta nu aparține unor profesioniști, unei elite. Toți suntem preoți, toți suntem o seminție aleață, toți suntem un neam sfânt, toți suntem un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Toți trebuie să facem lucrul acesta. Și îl facem de la cercurile cele mai apropiate de influență, așa spre exterior. Primii responsabili care trebuie să vadă și să audă de la noi despre frumusețea lui Hristos în lucrarea de mântuire sunt copiii noștri. De asta se întreabă, de ce pleacă tineri? Găsiți cu duiumul pe internet acum, mai ales că se vorbește despre o statistică de 80-85% cel puțin în America, de tineri din familie, de pocăiți, de credincioși care pleacă în lume și nu se mai întorc niciodată. Și zeci și sute de articole care încearcă să ofere soluții, dar și să prezinte cauzele pentru care tinerii migrează din interiorul adunării spre exterior. Vă spun că un motiv pentru care fac lucrul acesta este pentru că copiii n-au văzut și n-au auzit de la părinții lor, nu la grupele de copii, n-au auzit de la părinții lor despre frumusețea lui Dumnezeu. Nu părăsești un Dumnezeu frumos. Părăsești un Dumnezeu plictisitor. Un Dumnezeu care te-a înregimentat într-un legalism spiritual. Un Dumnezeu care te-a pus într-o cursă a mântuirii. Pe ăla îl părăsești și îl lași. Și te duci spre altceva care ți se pare mai frumos și mai plăcut. Dar dacă un copilul meu ajunge să vadă și să audă de la mine frumusețea lui Dumnezeu, copilul ăla își va pune întrebări cu trecerea anilor. Dom'le, cine e Dumnezeu ăsta? Vreau să-L cunosc eu pe Dumnezeu ăsta extraordinar.
despre care îmi povestește tata. Oare el de ce cunoaște asta despre Dumnezeu și a experimentat asta despre Dumnezeu și vorbește în felul acesta despre Dumnezeu ca despre o relație cu o persoană vie, extraordinară, cea mai frumoasă persoană din univers? Vreau să o cunosc și eu pe persoana asta. Și să nu să caute și să-și găsească și să-și piardă viața și vremea săpându-și puțuri crăpate care nu pot ține apă. Încercându-și să-și liniștească căutările sufletului în gunoaiele lumii acesteia. Aceasta este responsabilitatea primară față de copiii noștri. Și ei vor vedea lucrul acesta de la noi. Ei vor vedea dacă trăim într-un legalism, într-o formă de evlavie, dar care nu are niciun fel de putere. Ei vor vedea dacă în viața mea nu este demonstrată puterea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important. Ei vor vedea dacă în viața mea e demonstrată puterea lui Dumnezeu. Ei vor vedea dacă eu îl iubesc pe Iisus, nu dacă vorbesc despre Iisus. Nu dacă mă duc la biserică să aud despre Iisus. Ei vor vedea dacă există o relație vie între mine și Domnul Iisus. Ei se vor uita la rugăciunile mele și vor vedea felul în care comunic cu Domnul Iisus. Bă, ăsta chiar crede. Ăsta chiar se aprinde când vorbește despre Domnul Iisus Hristos sau când se adresează Domnul Iisus Hristos. Sunt sute de situații și de exemple pe care le-am putea da ca să arătăm că copiii noștri sunt sub o influență directă a noastră în ce privește lucrurile duhovnice și ei trebuie să vadă în primul rând de la noi frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu. Și noi am spus, Doamne, cât de greu o fi treaba asta. Și copilul poate să vadă lucrul ăsta la mama, poate să vadă lucrul acesta la tata și s-ar putea să-l vadă mai bine decât îl vede duminica când eu predic Evanghelia. S-ar putea să-l vadă în fiecare zi, când se uită la ei, la părinți, cum se poartă, cum vorbesc despre Dumnezeu, despre frumusețea lui Dumnezeu, despre caracterul și excelențele lui Dumnezeu. Lucrul acesta poate să-l facă un frate față de un alt frate în discuții particulare. Lucrul acesta poate să-l facă un credincios dintr-o adunare față de un prieten al lui din lume, față de un coleg de muncă și așa mai departe. Un student față de alt student. Un adolescent care e pocăit cu adevărat și a văzut frumusețea lui Dumnezeu față de alt adolescent. Lucrul acesta trebuie să facă în toate sferele noastre de influență. Ăsta este scopul nostru. Nu este scopul nostru să facem biserica un mol spiritual pentru satisfacerea tuturor sclifoselilor oamenilor nenăscuți din nou. Biserica nu este ca să fie o mănăstire spirituală în care noi venim aici și ne păzim de lumea asta spurcată și stricată, fraților, nu vă ocupați cu lucrurile lumii astea, da? Nu pentru asta e biserica, ci biserica este pentru a veni în locul acesta, pentru a ne pregăti, pentru a vedea mai mult din Dumnezeu și a ieși cu tot arsenalul necesar și să arătăm lumii acesteia cât de frumos e Dumnezeu. Cât de frumos e Dumnezeu. Noi nu vom câștiga lumea. Noi nu vom câștiga lumea spunând lumii cât de grea e viața de credință. Asta mă, toți suntem la fel. E greu, frate. Bă, e greu. Și zic că da, bă, toți suntem la fel. Toți credem într-un Dumnezeu. Cu asta nu câștigi pe nimeni. Cu asta nu câștigi pe nimeni. Vei câștiga pe oameni când oamenii vor vedea altceva în relația ta cu Dumnezeu. Poate v-am dat exemplul ăsta, vi-l mai dau o dată. Am lucrat cu tata în timp ce eram acasă la o doamnă care știa câte ceva despre creștini și ne-a auzit. Noi ce să facem acolo? Munceam și am început să povestim lucruri spirituale, nu? Ce fac niște calviniști? Doamne, discută despre Dumnezeu, da? Și femeia stând ascultă acolo, femeie foarte religioasă. Zice, aș avea și o întrebare, așa să fofilească, aș avea și o întrebare, dacă aș putea să vă întreb, să nu vă supărați pe mine, să nu știu. Am zis, mi-a spus, putea să spuneți și mie cum vă rugați voi așa de frumos? Femeia nu se putea ruga ca noi, că nu era născută din nou. N-avea ce să se roage așa. Dacă n-ai o relație vie cu Dumnezeu și n-ai gustat ce bun e Dumnezeu, n-ai cum să te rogi. Da? Cum? Ce? Cum învățați, domnule? Că voi nu citiți rugăciuni. Zice, cum știți să vă rugați așa? Cum știți să vă rugați în felul acesta? Păi singura condiție e să fii viu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L guști pe Dumnezeu, să vezi ce bun e Dumnezeu și ce frumos e Dumnezeu și după aia toate lucrurile merg de la sine. Toate lucrurile merg de la sine. Cu cât crește relația, cu atât lucrurile sunt mai frumoase. Cu atât vorbești mai frumos despre Dumnezeu, da? Exact cum fac bărbații când se căsătoresc. Aviz celor care nu mai fac lucrul acesta, da? Și vorbesc, Doamne, extraordinar, știe să fac aia, știe să poate, ea nu știe sărmana să facă nimic. Doamne, el vede niște lucruri pe care nu le vede nimeni. Tatăl bate la cap, băiete, te nenorocești, nu ui, tată, tu nu știi, nu cunoști, face niște filozofii și se spune cât de extraordinar e fata aceea. Și după câți ani? Cam, da? După nu știu câți ani, nu mai știu să zică nimica. Oh, zice, acum o cunosc cu adevărat. Acum o cunosc cu adevărat. Foarte rău. Foarte rău că vorbești așa, că te gândești așa. Atât ai reușit să faci din ea.
Asta e rezultatul lucrării mâinilor tale. Domnul Iisus Hristos, care a luat o biserică cu oameni stricați, zice, a făcut biserica asta și lucrează ca să o facă fără pată, fără zburcitură sau altceva de felul acesta. Da? O biserică frumoasă. Dar ideea asta este. Ideea este că relația noastră cu Dumnezeu este exact în felul acesta. Relația noastră cu o persoană pe care o iubim. Dom'le, cu cât descoperim mai mult și o vedem mai frumoasă, cu atâta suntem împinși să povestim mai mult de un lucru de care suntem atrași, de un lucru de care ne place. Un lucru pe care îl considerăm frumos. Da? Când avem primul copil sau în prima parte a copilăriei, tot în gura mamelor și a taților care se bucură de copiii lor și nu le văd niște accidente universale, vorbiți despre copiii lor. Li se pare, ăla au gângurit aiuri, toți copiii gânguresc așa, lui se pare că au gângurit copilul lui cum nu gângurește niciun copil din lume. Da? Doamne, cum îi stă pampersul pe copilul lui, parcă ceilalți copii s-ar îmbrăca în sac și în cenușă, știți? Fiecare lucru se pare extraordinar, că o dat din picior. No, ce... Tu dai din picior din ce era să dai. Da, și din mâini. Vai, uite cum dă din mâini. Nu, pot da din mâini. Altcineva să uite la tine, bă, sărmanul ăsta, nu mai vezi copii mici? Lui se pare frumos fiecare mișcare, da? Îi place lucrul acesta. Cu Dumnezeu lucrurile sunt într-un mod infinit mai extraordinar. Infinit mai extraordinar. De asta Dumnezeu a făcut lucrarea asta extraordinară din nou. Ne-a mântuit în felul acesta, ne-a dat identitatea asta ca noi să vestim frumusețea, excelențele, puterea lui Dumnezeu. Tu la propriu, tu, dacă te-ar opri un prieten de-a tău, ai putea să zici ceva extraordinar despre Dumnezeu? Ai trebuit să te gândești, bă, chiar, bă, ce fie extraordinar la Dumnezeu? Bă, mă gândesc, bă, lasă-mă până mâine să mă gândesc. Ai dat-o fals, fals, rău de tot, deci la propriu, nu există scuze pentru a face ceva, da? Dacă cunoaștem frumusețea lui Dumnezeu și dacă gustăm ce bun este Domnul. Da? Am văzut cine suntem noi și dacă suntem în felul acesta, avem identitatea asta, ce trebuie să facem noi să vestim în esență frumusețea lui Dumnezeu, puterile lui Dumnezeu. În al treilea rând, cum am ajuns așa? Vedeți, Petru ne motivează. Domnule, de ce? De ce să spui lucrurile astea? Cum ai descoperit tu frumusețea asta lui Dumnezeu, puterile astea lui Dumnezeu? Și el ne explică unde am descoperit noi puterea asta lui Dumnezeu. Sau puterile, sau virtuțile, sau excelențele, sau frumusețea lui Dumnezeu. El zice cum? Versetul 9, partea a doua. Să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat. Aici am văzut noi puterea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, excelențele lui Dumnezeu, care v-a chemat, auziți, din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Deci el vorbește, zice, despre schimbarea care a avut loc în noi, cu noi. În schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o noi, vedem excelențele, frumusețea, puterea lui Dumnezeu și despre asta trebuie să vorbim, nu despre ceva ce nu ni s-a întâmplat nouă. Despre ceva ce nu avem ca o experiență de primă mână. Despre care vorbim ceva palpabil, care am experimentat noi din punct de vedere spiritual. Noi vorbim despre o schimbare, despre o schimbare care a avut loc în viața noastră și pe care a făcut-o Dumnezeu și în schimbarea asta l-am descoperit pe Dumnezeu. Dar nu vorbim doar despre darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, ci despre ceea ce am văzut în Dumnezeu când Dumnezeu a lucrat în noi lucrurile acestea. O schimbare. Cum s-a întâmplat schimbarea asta? Și vedem imediat ce înseamnă schimbarea asta. Zice aici un cuvânt pe care am putea să trecem foarte repede, dar care e foarte important. Zice, cel ce v-a chemat. Și unii zic, chemarea asta este o invitație. Cel ce v-a invitat. Din întuneric la lumina sa minunată. Dar v-aș invita să ne uităm puțin la chemarea asta, să vedeți ce importantă e chemarea asta. Versetul 3 din 2 Petru 1. 2 Petru 1, să vedeți despre ce chemare vorbește Biblia. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și prin? Prin ce ne-a chemat Dumnezeu? Prin puterea lui. Chemarea lui Dumnezeu vine odată cu puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă doar prin cuvântul lui, Dumnezeu ne cheamă și prin puterea lui. De ce ne cheamă Dumnezeu prin puterea lui? Pentru că din punct de vedere spiritual noi nu suntem handicapați, noi suntem morți spiritual. Și este nevoie acolo de o putere dumnezeiască de înviere. De scoatere din mormânt la viață. Lazar ieși afară. Acolo nu a fost o invitație. A fost o chemare puternică.
O chemare care a alungat putreziciunea de acolo, a aruncat de acolo moartea. A fost chemarea lui Dumnezeu, este o chemare care ne cucerește, o chemare care ne convinge, o chemare care ne iluminează, o chemare care ne împuternicește, o chemare care ne înclină spre Dumnezeu. Dom'le, vreau să ies afară din mormântul ăsta, am fost înviat în mormântul ăsta, sunt doritor să ies, e ceva ce produce Dumnezeu în noi. Și acum unii se întreabă, dar ce chemare asta e ca o legare ca pe care ne-o face Dumnezeu și ne trage cu forța la El împotriva voinței noastre? Nu, de 100 de ori nu. Chemarea lui Dumnezeu nu este o forță coercitivă pusă asupra voinței noastre. Eu vreau să mă duc în ea și Dumnezeu mă trage cu forța în cer. Nu asta este chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este chemare convingătoare. Dumnezeu are, dacă mi-ați permite ilustrația asta, Dumnezeu are toate argumentele posibile care să te facă pe tine să te întorci la El. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Dumnezeu știe ce să-ți arate sufletului tău ca ție să-ți placă de El și să vii de bunăvoie la El. Dumnezeu știe în ce fel să-ți cucerească ființa ta. Dumnezeu știe în ce fel să toarne putere în tine, să-ți încline inima, să te convingă, să te cucerească, să te ilumineze, să te învie și să te facă să vii la El de bunăvoie. Este o chemare făcută nu doar prin cuvânt, ci prin puterea lui Dumnezeu. Este o chemare puternică. O chemare puternică. Nu este o invitație, așa cum facem noi invitații oamenilor care le pot respinge, pot face ce vor cu ele. Da? Este o invitație specială. Vă invit să citim încă un pasaj care ilustrează foarte clar lucrul acesta, Galateni, capitolul 1, cu versetul 5, care este același cuvânt. Galateni, capitolul 1, versetul 15, mă scuzați. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecile maicii mele, în notă de subsol, apostolul Pavel, înțelegeți, fără voința lui, că în pântecile maicii lui nu a ales el nimica, nu? Sunteți de acord cu mine, da? Sper că nu e niciun dubiu din privința asta, da? Deci n-a făcut Dumnezeu, sau sunt pântecile maicii lui, scuzați-mi ironia, și a făcut o discuție, băi, Pavel, vrei sau nu vrei? Ești de acord? Vrei să fii slujitorul meu? Vrei să fii mântuit? Da, ridic o mână sus. Deci n-a fost ceva de genul ăsta, bine? Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecile maicii mele și m-a chemat, m-a pus deoparte și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere mine pe fiul său. Acum fiecare dintre dumneavoastră știți cum l-a chemat Dumnezeu pe Pavel. Eu nu știu arte marțială, aici frații ne-ar putea arăta cum l-a chemat Dumnezeu pe Pavel. Vă aduceți aminte cum l-a chemat pe Pavel? Cum l-a chemat pe Pavel? Mergea el pe drum Damascului să persecute biserica Domnului Iisus și Domnul, auzi, Pavele, alo, bă, oprește, nu mai, ce cu goana asta, stai, auzi, aș vrea să-ți prezinte Evanghelia 5 minute, 4 pași ca să avem la mântuire. Vă aduceți aminte, da? Cu lumina, cu căzătura, cu respectarea liberului voința apostolului Pavel, vă aduceți aminte toată povestea respectivă. Cum l-a chemat Dumnezeu pe Pavel? Despre ce chemare vorbim? Despre invitație? A fost o oprire pe care Dumnezeu a făcut-o în viața apostolului Pavel, fără niciun fel de respect a voinței mărețea lui, da? Vițelul ăsta de aur a voinței libere. Auziți ce spune? El a căzut la pământ. Ce chemare vi se pare dumneavoastră că e asta? El a căzut la pământ. Cam cum l-a chemat? El a căzut la pământ. Cum a să cad la pământ? Dar Dumnezeu are voie să ne facă treburile astea? Și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, da? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică. Doamne, ce vrei să fac? Cred și eu că a întrebat. Doamne, a fost voința lui aici? Auzi, Doamne, ce vrei eu să fac? A fost voința lui aici? Sigur că a fost voința lui în urma lucrării lui Dumnezeu, da? În urma lucrării lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, cu versetul 30. Pe aceea pe care o hotărâi mai dinainte, ea și chemat. Și pe aceea pe care ai chemat, ea și socotinei prihăniți. Păi da, că ăștia nu vroiau. Nu face nici fel de diferență. Iar pe aceea pe care a socotinei prihăniți, ea și proslăvit. Este un lanț neîntrerupt. Ea hotărât, ea chemat, ea socotinei prihăniți, ea proslăvit. Romani, capitolul 4, versetul 17. Ia auziți, ce chemare face Dumnezeu? Același termen, extraordinar. După cum este scris despre Avram, te-a rânduit să fii tatăl multor neamuri, el adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, ce a crezut? Care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Lazar ieși afară, era viu Lazar atunci? Nu era viu. Dar pentru Dumnezeu nu era nicio diferență, că era viu sau nu era viu. Dom'le, nu există niciun univers, și ce dacă? Facem unul. Nu există viață, și ce dacă? Creăm una! Asta este Dumnezeu care îi cheamă.
lucrurile din neființă în ființă. Din ce nu este, în ce este. Asta este puterea lui Dumnezeu. Dom'le, ai despre ce vorbi unui alt necredincios când vorbești despre un astfel de Dumnezeu care poate să facă asemenea lucruri și care face asemenea lucruri spre binele nostru. Este o transformare pe care Dumnezeu o face prin puterea care lucrează în chemarea noastră la El, când ne iluminează, ne învie, ne împuternicește, ne înclină spre El. Da? Și ce, în ce constituie chemarea asta? În trei lucruri. Pe scurt, în trei lucruri. În primul rând, este o transformare față de noi înșine pe care o face Dumnezeu, ne luminează mintea, zice, ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Bineînțeles, întunericul în Biblie are mai multe semnificații. Vorbește Biblia despre împărăția întunericului, despre domnul întunericului, despre o mentalitate întunecată, despre o trăire, faptele întunericului, despre o stare răuntrică spirituală a întunericului, despre o stăpânire a întunericului, multe lucruri. Dar cred că pasajul acesta se referă la aspectul acesta mental, ignoranța oamenilor, neputința oamenilor de a vedea frumusețea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a chemat de acolo și ne-a revelat gloria Lui și ne-a revelat frumusețea Lui. Ne-a revelat frumusețea Lui. Este o transformare pe care Dumnezeu o face față de noi și în noi. Ne-a chemat din întuneric, ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată ca să vedem frumusețea lui Dumnezeu. În al doilea rând a făcut o transformare față de sfinți, față de comunitatea celor născuți din nou. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Păi cum am devenit noi poporul lui Dumnezeu? Ia auziți, Romani capitolul 9 cu versetul 25 zice, după cum zice Enosea, voi numi popor al meu pe cel care nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, voi fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Și interesant, versetul 24, astfel El ne-a chemat, nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, ne-a chemat și am devenit poporul Lui. Ne-a chemat și ni s-a luminat mintea, am ieșit din întuneric la lumina sa minunată. Este o transformare în mintea noastră, în lăuntrul nostru care se face din punct de vedere spiritual, din prostie și ignoranță, Dumnezeu ne aduce la lumină, să vedem frumusețea Lui. Este o transformare care se face în relația noastră cu ceilalți credincioși, că suntem făcuți poporul Lui Dumnezeu. Poporul Lui Dumnezeu, în Tit, capitolul 2, ni se arată cum am devenit poporul Lui Dumnezeu. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, jertfa Domnului Iisus, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a Lui sau un popor care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin chemarea Domnului Iisus Hristos, datorită hotărârii Lui din veșnicie. Da? Și a treia parte din transformarea aceasta este mila pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat. De ce ne-a mântuit Dumnezeu? Nu credeți că Dumnezeu, un Dumnezeu care ne-a dat îndurare nouă ticăloșilor nemeritoși, este un Dumnezeu frumos? Extraordinar. Nu credeți că un Dumnezeu care ne-a dat nouă celor care meritam numai mânie, care ne-a dat mila și îndurarea Lui, datorită îndurării sale și milei sale ne-a mântuit, este un Dumnezeu despre care merită să vorbim? Eu așa zic. Și așa zice și Petru. Faptele n-au niciun rol în mântuirea noastră. Voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Faptele n-au niciun rol. Faptele au un rol. Acela de a face necesară mântuirea. Nu de a contribui la mântuire. De a face necesară mântuirea. Iar faptele bune nu sunt motivul mântuirii noastre. Zice, nici măcar acelea pe care le-am făcut în neprihănire, Apostolul Pavel. Zice, nici măcar acelea nu constituie motivul mântuirii noastre. Că Dumnezeu a prevăzut faptele noastre bune și a zis, mă, eu văd potențialul din ăsta. Cred în tine, Andrei. Cred în ceea ce poți dovedi. Când mă uit la tine din perspectiva lucrurilor care vor fi făcute în viața ta și ceea ce vei deveni tu, cred în tine. Cred că ai un potențial extraordinar. Investesc în tine. Chiar dacă nu știu ce să faci cu investiția pe care o fac în tine. Dumnezeu a avut un fel de gândire din asta pozitivă veșnică. Nu, Dumnezeu a avut un plan și o rânduială veșnică, nu o gândire pozitivă veșnică. Unii oameni își bat joc de Dumnezeu și cred că îi fac un foarte mare favor când vorbesc așa despre Dumnezeu. Dumnezeu crede în tine. Dumnezeu are încredere în tine. Ce mare prostie. Dumnezeu a avut milă de tine. N-a avut încredere în tine. A avut milă. Îndurare. Și îndurarea aceasta a lui Dumnezeu arată lipsa noastră de merite. Lipsa noastră de merite. Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Și vedeți, vorbește despre căpătarea îndurării de către cei care sunt credincioși. Siguranța îndurării lui Dumnezeu este dată după momentul mântuirii. După momentul mântuirii. După ce ei s-au întors oamenii aceștia la Dumnezeu. După ce s-au întors la Dumnezeu. Mila este dată unor oameni care nu merită nimic și care nu pot nimic.
Cui dai tu milă și îndurare? Unul care nu poate să merite lucru pe care poți să îl dai și unul care nici nu poate să iasă din starea în care este și tocmai de asta îi arăți îndurare și milă și faci ceva pentru el. Asta este starea noastră până să ne întoarcem la Dumnezeu și asta este transformarea pe care o face Dumnezeu. Este o milă suverană. Așadar, în concluzie, Dumnezeu ne dă mila Lui, Dumnezeu ne pune în mediul acesta spiritual, ne face poporul Lui, Dumnezeu lucrează și în noi și ne dă o mentalitate spirituală strălucită, duhovnicească. Așadar, nu este vorba deloc despre noi, ci este vorba despre Dumnezeu. De asta putem să vorbim despre Dumnezeu. De asta nu vorbim despre noi. Pentru mine e fundamental lucrul ăsta. În momentul în care pui accent pe om și pe deciziile lui și pe voința lui și pe faptele lui, vorbește despre tine, cât de extraordinar ești tu. Dar Biblia spune că văzând faptele noastre bune, vor slăvi pe Tatăl. Păi cum așa? Păi dacă este lucrarea lui totală în spate, atunci îl slăvesc pe Tatăl, nu pe tine. Așa că toate prostiuțile astea religioase depinde de voința ta. Nu, serios. Ce glumă bună, nu? Depinde de voința ta. Dumnezeu a făcut totul, numai tu trebuie să... Deci Dumnezeu dinainte a făcut, bă, acum treci la cârmă, da? Dumnezeu îți dă. Dar nu-ți bagă în traistă. Sincer, nu ne-a băgat Dumnezeu în traistă nouă. Când te-a chemat Dumnezeu de sute de ori, de mii de ori, când Dumnezeu spune Scriptura, Dumnezeu îți dă și credința, Dumnezeu ți-a dat și pocăința, Dumnezeu îți dă și voința, Dumnezeu îți dă și înfăptuirea, Dumnezeu ți-a pregătit mai dinainte faptele bune în care trebuie să mergi, Dumnezeu să împlinească în voi, zice, orice dorință, Doamne, nici dorințele măcar, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Când Dumnezeu îți dă toate lucrurile astea, spui că nu ți-o băgat în traistă? Astea sunt niște vorbe care pur și simplu încearcă să taie din puterea lui Dumnezeu. Fă primul pas că Dumnezeu o să-l facă pe al doilea. Mă, fă primul pas. Măcar arată-i lui Dumnezeu că vrei să faci ceva și Dumnezeu o să sară, de nu o să mai poată. Da? Sau Dumnezeu vrea. Dar nu poate Dumnezeu să-ți încalce ție. Dumnezeu ar vrea și stă acolo neputin. Zice, Dumnezeu vrea, dar nu poate. Nu omul vrea, dar nu poate. Dumnezeu vrea, dar nu poate să treacă peste tine. Ce să facă Dumnezeu dacă nu poate să treacă peste tine? Asta este un Dumnezeu neputincios. Eu unul personal, eu nu mă pot lăuda cu Dumnezeu ăsta, nici nu-l predic, nici nu-l vestesc, că nu mi se pare foarte frumos. Sincer, nu văd excelențele lui. Dar un Dumnezeu care a făcut lucrarea asta, care ți-a dat milă, care te-a pus în poporul acesta, un Dumnezeu care te-a luminat, care te-a scos din prostie, din ignoranță, din neștiință, care te-a văzut să vezi frumusețea lucrării de mântuire și a Dumnezeului care a făcut această lucrare de mântuire, este un Dumnezeu pe care merită să-L vestești. Copiilor tăi, prietenilor tăi, colegilor tăi, oamenilor pe care îi cunoști și oamenilor pe care nu îi cunoști. Oamenilor care sunt apropiați, care sunt depărtați, care sunt prieteni, care nu sunt prieteni. Dumnezeu ăsta merită vestit și în adunare și în afara adunare. Aceasta este responsabilitatea noastră în lume. Bineînțeles că astăzi adunările ar putea să inventeze tot felul de practici, tot felul de practici și de lucruri care să ne dea nouă senzația că facem ceva pentru Dumnezeu. Și mă, fă și tu ceva pentru Dumnezeu. Și noi facem anumite lucruri pentru Dumnezeu care ne sunt nouă ușor să le facem. Dar care poate Dumnezeu nu ne le-a cerut. Asta verificăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Și este fără de niciun folos să facem o grămadă de activități, nu activitățile în sine, activismul asta este, să faci o grămadă de activități pe care Dumnezeu nu ți le-a cerut și să nu faci exact treaba aia pe care ți-a cerut-o Dumnezeu. Dumnezeu astăzi ne-a învățat, Dumnezeu ne cere să fim deplin responsabili în progresul nostru personal, în fața noastră, în fața lui Dumnezeu, în relația noastră personală cu Dumnezeu, să fim preocupați și de progresul adunării din punct de vedere spiritual și apoi să vestim puterile lui Dumnezeu cele minunate. Dar lucrurile merg în ordine asta. Niște oameni imaturi din punct de vedere spiritual n-au ce să vestească în afară. Nu au ce să vestească în afară. Și toate cruciadele de evangelizare și toată activitatea asta evanghelistă este egal cu zero dacă mărturia noastră e zero. Dacă mărturia noastră e zero. Să știți, sunt ferm convins că nu puteți să deschideți Biblia și să găsiți tipul ăsta de evangelizare, că suntem în discuția despre a vesti puterile cele minunate ale lui Dumnezeu, tipul ăsta de evangelizare organizat odată pe an, când e primăvara, sufletul adică iarna, în care
niște profesioniști vin și să mântuiască pe câțiva oameni cu ajutorul lui Dumnezeu și în restul anului noi toți nu facem nimic față de oamenii nemântuiți și necredincioși. Nu există așa ceva în Biblie. În Biblie există un popor al lui Dumnezeu care tot poporul lui Dumnezeu a ieșit în afară și a împânzit toată lumea cunoscută de atunci și a vestit frumusețea și puterea lui Dumnezeu și alți oameni. În urma lucrării acestor oameni s-au întors la Dumnezeu. Aceasta este o lucrare de evangelizare biblică. Nu pragmatică. Biblică. E și mai puțin costisitoare și și mai biblică. Și până la urma urmei, noi nu suntem chemați să facem lucruri care ni se par nouă că funcționează, că sunt pragmatice, utilitarismul ăsta, ucigături, ci suntem chemați să facem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, frați și surori, care sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, o seminție aleasă, alegi de Dumnezeu mai dinainte ca să vestiți puterile minunate a celui care ne-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată, care dintre noi, care nu eram un popor, ne-a făcut un popor, care n-aveam îndurare și am avut parte de mila sa suverană, de mâine dimineață și din seara asta, în fața copiilor, în fața lumii, oriunde ne-am duce, să fim pregătiți să putem vorbi despre frumusețile și excelențele și virtuțile și puterile unui Dumnezeu care a lucrat în viața noastră. Dacă n-a lucrat, n-avem ce vorbi. Dar dacă a lucrat, Doamne ajută-ne să vorbim. Amin.